Bună, mândrelor, mi-era tare, tare dor de voi, sunt super încântată să vă spun că săptămâna trecută am fost să vorbesc cu tinerii studenții despre moda sustenabilă. Cred că m-ai amintit, cu siguranță m-ai amintit, însă a fost un eveniment tare, tare drăguț. Am simțit că tinerii sunt dornici să afle mai multe lucruri noi despre acest fenomen care deja se întâmplă, deja e aici, deja suntem în mijlocul problemei, însă cu pași mici putem face lucruri care cât de cât să stopeze acest fenomen fast fashion, să nu mai consumăm atât, să nu mai fim atât de îndreptate spre consumerism. Chestiile astea oricum sunt implementate mai mult de interior, că ne lipsesc alte lucruri, aș zice eu, care nu țin de sfera materială și atunci vedem acest escapism așa spre lucruri care nu ne oferă satisfacție pe termen lung. Pe termen scurt, cu siguranță, putem să dăm vina pe shopping therapy, putem să dăm vina pe tot felul de chestii din astea frivole, care ne încântă sufletul aparent, însă, cu siguranță, nu avem nevoie de atât de multe lucruri, în special pe zona aceasta estetică, pe zona hainelor, care, v-am zis de multe ori, nu le mai cumpărăm din utilitate, le cumpărăm pentru că ne plac, pentru că trebuie să nu ratăm oferta și, cum v-am mai spus, nu sunt extremistă, nu țin să spun că o tabără e mai bună decât cealaltă, deși se știe clar care ar fi soluția cea mai bună pe termen lung, însă câteodată mă mai fac și eu vinovată de chestiile astea, adică nu prea ai cum să te ferești 100% de fast fashion în ziua de astăzi. Asta este clar, adică ar trebui să ai un ritm din ăsta așa foarte strict. Dar dacă 95% din timp, să zic așa, 90, hai să zicem, ești spre aceste inclinații sustenabile în modă și te gândești puțin, ești responsabilă, ești conștientă sau, mă rog, responsabil conștient de aceste efecte pe termen lung și scurt, pentru că ne afectează și pe termen scurt, bineînțeles. O să mai vorbim, pentru că e nevoie să iasă cât mai mulți oameni, nu zic ca mine, pentru că nu știu dacă e cazul să mă dau eu drept de exemplu, însă dacă avem ceva de spus, e cazul să ieșim în față ca să mai echilibrăm cumva balanța, pentru că acum clar balanța este îndreptată spre zona de fast fashion, pentru că se promovează la greu aceste haul-uri cu branduri care nu produc haine din punct de vedere etic, moral, pentru că suntem în această eră a consumerismului. Globalizarea brandurilor s-a făcut așa forțat, bineînțeles, în ultimii ani din ce în ce mai mult, pentru că ies foarte, foarte multe colecții și din ce în ce mai rapide, bineînțeles, adică gândiți-vă că în urmă cu zeci de ani se făceau câte două colecții pe an, acum brandurile acestea care promovează moda rapidă scot colecții și la zi, am înțeles, parcă citisem despre Shein, dar cu siguranță Zara produce la 2 săptămâni, o săptămână, vă dați seama cât waste se produce și câtă... Da, adică mi se face pielea de găină că mă gândesc că se produc atâtea, multe se aruncă cu etichetă, noi nu ajung majoritatea în magazinele de tip second hand și cred că este mai multă nevoie de... E nevoie de mai multă educație pe zona aceasta, mă scuzați. Și atunci, astăzi, o să încerc să vă aduc câteva semne despre faptul că și voi faceți fast fashion, dacă faceți, dacă nu faceți, mă bucur tare, tare mult. V-am zis, important sunt pașii mici ca să ajungi la cei pași mari pe care îi faci, mai ales dacă e pentru prima oară când vezi un astfel de subiect și poate ar fi cazul să vă documentați mai mult, adică sunt multe documentare
care vorbesc despre acest lucru. Sunt multe articole în online, multe studii, nu e ceva care a apărut de ieri de azi, însă fenomenul ia amploare în fiecare an și bineînțeles că la un moment dat ne vom trezi că suntem absolut asaltați de mulți de gunoaie, de waste din ăsta inutil, textil, pentru că, așa cum știți, industria textilă și a modei da, poluează foarte mult. E cel mai e pe locul 2 la factorii aceștia degradanți pentru planetă. Deci, da, e de muncă serios în zona aceasta. Dar v-am zis, o să vă las eu materiale cu tot ce am mai spus eu de-a lungul timpului despre chestia asta. Dacă vreți să vorbim despre un subiect anume aici la mine pe canal, despre fast fashion, modă sustenabilă și așa mai departe, vă rog să lăsați în comentarii, însă cred eu că este nevoie, mare, mare nevoie de acest gen de discuții în online, indiferent de platformă. Până la urmă putem face o schimbare cu siguranță. Și hai să vă spun câteva semne că faceți și voi fast fashion. Da. Mergi în mall-uri și cumperi compulsiv din magazinele care promovează fast fashion. Da. Cu siguranță că în mall-uri nu sunt doar magazine care promovează astfel de practici. Cu siguranță că și în magazinele care promovează în mod rapid există articole sustenabile, dar nu este suficient. Adică nu sunt suficiente promisiunile că peste 10-20 de ani o să fim în regulă. Știu că există colecții sustenabile, port și eu din colecții sustenabile cu materialele reciclate. Fiecare face ce poate, exact cum am spus, dar să ne înclinăm, vă rog frumos, mai mult spre partea sustenabilă. Deci dacă focusul tău este spre magazine din astea, H&M, Zara și cumperi sau în online, ca au și Bershka, da, sunt foarte, foarte multe. Poate am să vă las eu o listă oricum și în Primark, tot ce se promovează în ziua de astăzi, puteți să vă uitați și voi pe YouTube. Ce merge cel mai bine? Ce astfel de clipuri merg cel mai bine? Și influencerii foarte mari, mă gândesc că au o responsabilitate, dar nu se gândesc cât rău pot face prin aceste clipuri. Din păcate, încă se promovează și încă este foarte, foarte mare, cum să zic, audiența pe aceste zone. Din păcate, vedeți că cele care promovează moda sustenabilă, moda înceată, moda ceva mai conștientă și responsabilă, nu face atâtea cifre, din păcate. Dar cam asta e. Deci dacă faci shopping în online, în magazinele care promovează fast fashion sau indiferent, adică pot fi și bazaruri, pot fi și magazine din astea mari cu tot felul de chinezării și chestii. De obicei poți să-ți dai seama pentru că hainele miros foarte, foarte urât și de obicei sunt făcute din poliester sau chiar și bumbac dacă este de proastă calitate. Ca acum dacă zic că am ales bumbac, dar nu, există și bumbac care nu e făcut în cele mai bune condiții, așa că fiți foarte, foarte atenți și în primul rând citiți eticheta, dar nu ăsta este subiectul. Astăzi vorbim despre semnele. Deci mergi în mall-uri și cumperi compulsiv, ai acea fear of missing out, să ții pasul cu trendurile, adică îți trebuie neapărat să faci un consumerism absurd, din plictiseală, ți se pare că te relaxează, că e o formă de distragere, mă rog, eu așa zic, de la lucrurile care contează cu adevărat. Deci până la urmă să ținem cont și de chestiile astea, dacă ne ducem așa pur și simplu la plimbare, a, am mai văzut o chestie drăguță, uite ce bine stă pe manichin, hai să o cumpăr. De cele mai multe ori, cu siguranță că nu-ți trebuie, nu-ți trebuie. Dar primul semn cam acesta ar fi, cumperi des, al doilea semn, ieftin și de proastă calitate. Din păcate, suntem influențați de reclame, de promoții, de acesta este ultimul preț, nu ne mai interesează eticheta, nu ne mai interesează faptul că miros urât, nu ne mai interesează că suntem asaltați așa și bombardați de oferte, promoții peste tot. Ne interesează doar starea de moment și faptul că nu ne interesează că am dat acum 20 de lei
mai dăm și mâine 20 de lei, 30 de lei, dar nu despre asta este vorba. Până la urmă, e important să ne gândim dacă avem cu adevărat nevoie de anumite articole, dacă într-adevăr sunt de calitate bună, dar cu siguranță că o să mai vorbim pe acest subiect. Deci, cumperi des, ieftin și de proastă calitate. Nu te uiți la etichetă. Al doilea semn. Deci, al treilea este influența dată de promoții, de reclame, ai văzut pe Instagram la nu știu ce influencer și gata, ți-a luat ochii. Gândiți-vă că sunt reclame plătite, gândiți-vă că nu toată lumea vrea să vă facă bine, adică toată lumea se gândește la interesul propriu până la urmă și e normal să fie așa, dar dacă ne gândim puțin mai departe și trecem totuși toate informațiile pe care le vedem online prin mai multe filtre, o să vă dați seama că fiecare își face treaba în felul lui până la urmă, dar asta nu înseamnă că trebuie să cumpărați tot ce vedeți în online până la urmă. Trebuie să vedeți și parcursul acelui influencer sau al acelui creator, dacă într-adevăr vine și vă bombardează cu reclame, cumpără și asta, cumpără și asta, cumpără și asta, sau chiar le filtrează și el, chiar le folosește, chiar are grijă să nu vină cu tot felul de pălării care v-ar putea dăuna pe termen lung. Asta e strict părerea mea. Deci să fiți atenți la influența aceasta din online, fie că vine pe partea de reclamă făcută de, direct de branduri, fie prin acești influenceri care promovează fast fashion. Al patrulea semn că faci fast fashion este că nu porți aceleași haine de două ori și vrei să ai mereu ceva nou, asta în special când e vorba de un eveniment, dar trebuie să ne gândim că nu asta este soluția, până la urmă putem închiria, până la urmă putem face schimb cu prietenele sau putem alege un model pe care să-l purtăm de mai multe ore, adică cam asta ar fi, am citit, cred că în medie purtăm un articol de vreo 7 ore înainte de a fi aruncat, vă dați seama. Vă dați seama ce waste, ce e practic o tragedie de 7 ore în medie și vă dați seama și unele nu ajung nici măcar să fie purtate, sunt pe etichetă, aruncate sau pur și simplu le dăm. Într-un fel e ok, adică dacă le donăm și ajung la persoane ok, însă nu trebuie cu acest gând să cumpărăm în neștire. Da. Un alt semn că faci fast fashion, te afli în fața șifonierului, o mulțime de haine și nu știi cu ce să te îmbraci, cu siguranță cade șifonierul pe tine, însă poți trece așa și cu o privire către ele, dacă există mai mult poliester, dacă există mai multe ațe rupte, deșirate, sunt nasturi nepuși la locul lor, la multe articole, puteți să vă dați seama că faceți fast fashion, da. Și cam asta e, să vedem. Să rămân la 5, dar cred că o să rămân la 5 pentru astăzi. Nu vreau să fie nici clipuri prea lung, însă dacă mai doriți clipuri de acest gen, cu siguranță că eu am să revin pe subiect. Este nevoie, este mare, mare nevoie. Chiar am făcut un sondaj cu tinerii ad hoc și din păcate majoritatea încă se îmbracă de la magazinele care promovează moda rapidă, dar am observat că sunt dornici să facă anumite schimbări și mai sunt și, mai erau și câteva persoane care într-adevăr își au haine de la oameni care le produc în condiții etice, morale, nu fac pe bandă rulantă, ca marile branduri care ne aduc în față lucruri de calitate inferioară, nu sunt luate în seamă anumite standarde ale condițiilor de muncă și așa mai departe, dar acestea sunt alte discuții și cu siguranță am mai vorbit despre chestia asta. V-am zis să vă las eu în descriere
despre ce am mai vorbit, alte clipuri, dar v-am zis, totul e spre bine, tinerii sunt din ce în ce mai dorniți să afle mai multe despre aceste subiecte, iar eu, de ce nu, o să le fac în continuare, pentru că am zis, este nevoie și trebuie să ieșim și noi în față, pentru că altfel se va ajunge la concluzia că așa e bine, nu mai așa e bine, cum ați face și nu este adevărat. Eu v-am pupat, să aveți o zi minunată și ne vedem cu drag la următorul clip. Dați și un share, nu uitați!